Буде приєдень. Манемецьк Федот Бернштейн. Чині макунашки. Браво. Чині нумаценіменті. Румынец полносвышито часто відео. Патя собрет центре цініц чаваря ласый куміні. Асты з дражіме вему епізод фарті весел. Мамгандит салнумецк фарса не буй. Куфи до Бернштейн. Астачин сам. На встрече манревиста катебай деньги фарсы. Карепутец анчеркат шивоя касы куприеть. Примурын. Хайсен чепим кого постарите по инстаграма полиции републичи Молдо. Стаца ляк, стаца на инти дел варта, пригодится летури пути яко медикаменти. Синчер, осуводуарен окшен стомак дела титарыс. Ой, таца ваича. И че вем дич фотографии? Вем чувак ари сам мене о полиции, ши чувак ари сам мене купил. Ши армамент. Тексту суп постарю арматору. Юбиря есть сингура арма декаря у него и копии. Он уничтожит пуди септемины, кит мой промос ведорим. Юбиря есть сингура арма декаря у него и копии. Шу копилу пуни мина пион ручной пулемет М-200 пазаш новый. Lipsa de încredere în poliție trezește uneori polemica asta nesănătoasă, nesănătoasă, nesănătoasă. Aceasta a fost farsa nebună, încercați și voi acasă cu prietenii. Trecem la farsa numărul 2. Pentru farsa numărul 2 să avem nevoie de următoarele obiecte. În primul rând, împrospătarea memoriei. Să ne amintim cum la sfârșitul verii, inspectorul cineva din MAI o zis că Andrei Brăguță o decedat în urma insuficienței respiratorii, pneumonie. Moartea cetățeanului Brăguță Andrei, conform raportului de expertiză medico-legală, a survenit în rezultatul insuficienței respiratorii, care a fost cauzată de bronhopneumonie purulentă bilaterală, maladie care s-a dezvoltat cu maxim 4 zile înainte de deces. Urăcit, otușit și-o murit. Ecuație simplă. Și acum, în sfârșit, am aflat că asta a fost o farsă. De fapt, pneumonie asta a fost înscenată și vedem că asta era un alt fel de răceală. Hai să vedem acum cum arată răceală. Uitați-o, iată aici. În imagini vedem foarte clar. O răceală, două răceală, trei răceală, și alături de ușa unde se petrecea răceala, stă un colaborator al Ministerului Afacerilor Interne. Da, tricou din spate scrie poliția, dar el știe, el dacă se intre acolo unde răceală, nu sănătos, poate să transmită și la alții. Și bravo, a stat după ușă. Aceasta a fost farsa numărul 2, prieteni! Dar noi credem că el a fost snopit în bătăi. Răceale! Potrivit celor de la Promolex, pe durata detenției, tânărul Andrei Braguța a fost lipsit de hrană, iar apa în celulă i-a fost deconectată. Imaginile video administrate de procurori sugerează că Andrei Braguța practic nu a dormit din momentul în care a fost reținut până la deces, adică mai mult de 10 zile. Ei, dar pentru farsă numărul 3, mergem în mediul academic din Republica Moldova. Facultate pentru farsă și... Facultatea pentru Urbanism și Arhitectură a Universității Tehnice din Moldova. Facultatea Urbanism și Arhitectură. Care recent pe Facebook a venit cu următoarea postare. Ta-da-da-dam-ta-dam. Postează pe 23 octombrie, cum că pe 20 octombrie a avut loc deschiderea parcării pentru biciclete pe teritoriul Facultatea Urbanism și Arhitectură. Nu, vedem poze panglica, omul panglica, omul și omul și stickerul. Totul civil, totul frumos. Și s-a nepustit lumea cu gunoaie, cu suriță, cu pietre. Vah-vah-vah, dar ce asta parcare? Unde se parchez? Ce cu voi? Bă, tonților, bicicleta pot să parcheze autice de reșotăcică la geam, reșotăcică la condiționer. Asta un la mână, doi la mână. Ce întrebările este? Mașă învață pentru colocviu. Acasă tot așa vorbești. Tu! Asta unul la mână, doi la mână. Hai să supăm mai adânc. Pentru ce să arunci cu pietre într-un decan care nu cunoști? Despre ce totuși e vorba? Și noi intrăm pe pagina Urbanism și Arhitectură și descoperim că la început a fost o scrisoare de provocare din partea unor studenți. Eu personal încă nu știu cât de meschin și rău și negru la suflet trebuie să fii ca să provoce un decan să instaleze parcare pentru biciclete, da? Dar ei tot și-au înaintat această scrisoare și au zis că vă rugăm, dumneavoastră până la data de 20 octombrie să instalați 20 de locuri de parcare pentru biciclete. În caz contrar, veți fi obligați să postați pe pagina oficială a Facultății de Urbanism și Arhitectură o poză cu dumneavoastră în costum de baie. Vai de mine, asta cel mai curat șantaj! Cine tu crezi că este decanul unei facultăți? Mesia?
se facă parcheri pentru biciclete. Doamne ferește, într-o bună zi să apară parcheri pentru biciclete în Chișinău, la instituțiile publice, la organele de stat, ne mai vorbim de borne de reparații care apar gratuit în spațiile publice, așa cum se întâmplă în Montreal, Canada, e că nouă Andreea să ne povestească. Nu ce, prietene, hai, răspunde-mi mie în față, mergi cu mașina prin oraș pentru că s-a stricat bicicleta? Asta e o justificare, asta e o scuză. Nu și în statul totalitar capitalist Canada, unde se instalează gratuit borne de reparații în spațiu public pentru bicicletă. Cheița folosit, nasosul mai jos, pșica, pșica, ai inflat roticica, ai îndreptat țețul, ai îndreptat ptecul, tot ce vrei la bicicletă s-ai reparat. Pentru ce? Pentru că ei scuipă, canadienii scuipă în sute de ani de civilizație umană, ei scuipă în progres tehnologic și renunță la mașină care e comoditate supremă și folosesc bicicleta. Prostălani, totalitari, falși, care scuipă și noi, oamenii sinceri, simpli, care plătesc taxe. Cui trebuie asta? Cui trebuie asta? Veniți chiar acum repede aici în parc, parcul se numește Parc Central, stricăm aceste borne, punem aici. Voi vă doriți așa decadență? Voi vă doriți așa sfârșită lumii? Spuneți mulțumesc că cineva nu scuipă în ani de civilizație și preferă mașina în detrimentul la bir-bir-bir bicicletă. Dar dacă sari țepul, cum ajungi mai departe la deal la telecentru? E și ca urmare acestei scrisori, decanatul răspunde. Răspuns la provocare. Uitați-vă, domnul decan, simpatic, pe bicicletă răspunde. Accept provocarea. Readresându-vă aceeași provocare de a veni cu proiecte unicate pentru parcare de biciclete, unul din care va fi și realizat. Ați înțeles firul roșu, mă? Tu vii la om și zici, omule, te provocăm, construiește ca ceva, ceva tu, construiește tu, de care tu ești responsabil, fă tu asta. Bun, accept provocarea, numai că faceți voi! Și asta era de-abia începutul farsei, pentru că finalul era... Se apare în această ipostază tăind panglica și spune nicio propunere nu a venit, noi stickerul am instalat, ha-ha, the joke is on you, s-a pricălit decanul. Acum toți împreună, 3, 2, 1, luăm aer în piept, ha-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 ha. Ați râs, nu? Și ca un bonus la a treia farsă, dacă tot ați intrat pe pagina Facultății de Urbanism și Arhitectură, dați un click pe video ăsta care stă pe pagină. Facultatea Urbanism și Arhitectură este una dintre cele mai mari facultăți ale Universității Tehnice a Moldovei și pregătește arhitecți și ingineri. Mister Grozavu! Așa da! Cum să încep să promovezi o facultate de urbanism și arhitectură? Prin a arăta figura cea mai compromisă în domeniul urbanism și arhitectură din orașul unii facultate. Malăței, țineți-o tot așa! Mister Grozavu e super bravo. Mister Grozavu e super vici primar. Iacă asta într-adevăr specialiști în farsă. Dar voi ați scuipat și ați aruncat cu pietri. Brava, fua! Brava, fua! Brava, fua! Toți împreună, facultatea de urbanism și arhitectură. Mai vrem farsă, chiar ne dorim. Dar voi cei care ați urmărit, încercați acasă, fix așa, de cu prietenii. Ребятушки, până aici post, vă mulțumesc pentru atenție. Fedo Bernstein mulțumește patronilor emisiunii Lumina. Fără de ei n-aș fi avut nici cușmulițe, nici фейслифтинг, nici Bahama. Bahama, mama, a Bahama. Și la final eu tare vă recomand. Mergeți, vă rog, și obedeți pe Andrei Bulocan, Milostivu, la Brusel, la Paris și la Padova. Numai decât să cumpărați bilete. Fără bilete nu o să intrați înăuntru. Ce vreți să stați sub ploaie afară? Dați un share, un like acestui video și ne revedem data viitoare. Блин, мне поздор! Пупичей!